Când constată că se apropia de patru și Alina tot nu se întorsese, Adrian intră în panică. O transpirație rece îi tot trupul, țigara îi scăpă din mâna nesigură parcă lovită de Parkinson, în gura uscată limba devenise la propriu de lemn, nemai putând articula nimic de slușit. Nu nu era prea prăpăstios, îi explică Lucreției la telefon, dar ea avea idee cât de atentă și pedantă era Alina în privința dejunului, care trebuia luat musa împreună de soți, de cei ce se iubesc în general. Și tot așa nu și închipuia Lucreția ce soție devotată găsise în copila asta cât se dovedea de grijulie și cât de mult îl menaja, scutindu de cel mai mic motiv de îngrijorare, tocmai pentru că știa cât de repede intră în alertă. Dacă nu s-ar fi întâmplat ceva deosebit de grav, n-ar fi lipsit pentru nimic în lume de la masă sau în extremi s-ar fi dat un telefon. Dar uite că nici măcar un telefon nu era în stare să dea. Nu încerca să facă pe masculul forte și aruncând la cu pălăria de mușchetar cu panaș viril, începu să plângă. Lucreția strivită de milă, cu inima cât o pară, își smulse capotul, făcând să sară câțiva nasturi. Ia un taxi și vin la tine, Adi. Sunt sigură, minții, că nu s-a întâmplat nimic, da, cel puțin. Nu aștept singur. Nu mai suport, de-aia te-am sunat. Vino repede, te rog. Despre ceea ce se petrecuse ulterior, Lucreția avea să-și amintească toată viața ca de un coșmar. Îi deschisese un Adrian, care nu mai era el însuși, resuscitându-i imagini fioroase de carodinioară, nu se putuse lepăda multă vreme. Prin anul trei de facultate se apropiase de o colegă mai curățică, mai finuță, vomitivul adjectiv inventat de burghezia anilor de dictatură a proletariatului pentru persoanele care nu-și scobeau dinții în public cu unghia mai lungă. Doar o stație de tramvaile le despărțea locuințele, împărțeau cursurile dactilografiate, în lipsa manualelor și notițele. Mara avea un iubit medicinist care făcea practică la central, cum i se spunea pe atunci spitalului de nebuni. Merita vizitat, o asigurase Mara, dar Lucreția regreta și azi că se lăsase ispitită. N-avea să uite niciodată fauna aceea de bieți mizerabili, cu ticurile lor, cu închipuirile și înfricoșătoarele lor fantasme, cu furiile și deznădejdea lor. Violența sau blânzi, toți semănau a copii bătrâni cu mințile duse, căzniți interior de imagini apocaliptice, cărora nu le puteau da glas, din ghearele cărora erau damnați să nu se poată smulge. Așa arăta acum Adrian. Bei ceva? Nu, firește, ca de obicei. De trei ceasuri îmi zdrobesc creierii. Unde poate să fie? Măcar de-am avea prieteni unde să întreb să mă agăz de o speranță. Lucreția se interesă cu prudență. Tu o cunoști mai bine, Adi. E cumva genul de persoană care. În fine, să o ia raznă, să plece, uite așa în lume fără să se uite în urmă. Așa cum a făcut Alex? În niciun caz. Alina e sincer, ca o sinceră ca o floare de pădure. Nu, nu mă supăr, știu la ce te gândești la o eventuală aventură. Crede-mă, aș fi fericit. Aș prefera de o mie de ori să aibă un aman decât să știu că i s-a întâmplat ceva. Se teamă de un accident? Nici nu îndrăzne să-mi închipui. Femeia aia cine o fi fost? Mi-a spus că e în pericol de moarte. Să plecăm, să fugim, să ne ascundem. Lucreția își mușcă buzele, impresia de bizar, dubios, suspect, aure, aureola, făptura alinei, păreau a constitui dominanta existenței sale. Totul se abătea de la caldul, liniștitorul, normal, frumusețea neobișnuită, biografia albă de ființă cosmică, fără amprente și fără urme, personalitatea ei aberantă de copil retardat, căci ea una nu i gusta gingășiile de fluturaș în Spielhausen. De ce trebuia să o întâlnească tocmai Adrian? De ce îi se întâmplau lui toate astea? Câți bărbați primesc telefoane care să-i avertizeze că nevasta le în pericol și că trebuie să-și pună traista în băț și soia la sănătoasă? Lasă fleacurile din telenovele. Lucruri din asta nu se întâmplă nici în romane. Romanele serioase, bineînțeles. Și când te gândești în ce stare se află sărăcuța, suspină Adrian. Ce stare? Ah, da, e gravidă. Nu mai ce începuse se simtă mai bine. Soneria de la intrare e electrocută pe amândoi. Adrian se ridică nesigur pe picioare. Lucreția iolona înainte și deschise. Îl recunoscu pe maiorul Mihăescu și în aceeași clip a avut certitudinea dezastrului. Intraseră în ireparabil. În realitate, Adrian făcu infartul înainte de a afla că Alina murise. Mai exact se prăbușise, cosit parcă, de la primele cuvinte ale polițistului care își declinase identitatea. Urmă un vârtej de evenimente despre care lucreții ar fi preferat să nu-și aducă aminte constată cu acest prilej că e mai puternică decât și închipuise vreodată, ajungând la vorba din bătrâni să nu dea Dumnezeu omului cât poate să îndure. Despre ea însă și avusese păreri moderate, acceptând liniștită ideea că nu-i destinată unui mare destin. Iar după ce împlinise 60 de ani, ajunsese la concluzia că soarta ei fusese cea a unei fete bătrâne, Poate chiar că lugărițe cu itinerar similar, în limitele căruia scurta căsătorie cu Alex constituise un accident, o mică și neînsemnată abatere de la un drum precis. Ca vitalitate și forță de caracter se considera printre persoanele medii. Nu era fragilă ca o furnicuță sau ca o floare de lotus ocrotită în dulbină, dar nici o forță a naturii. Făcea parte din oștirea celor mulți, normale, echilibrați, ducând o existență guvernată de normele obișnuitului și convinși că marile peripeții sunt menite a zgâlțâi viețile altora. Deși fusese convinsă că trăiește exclusiv pentru și prin frate său, ca în cazul unei nenorociri nu-i va supraviețui, din fericire nu se punea problema ea fiind cu zece ani mai în vârstă, făcu admirabil față evenimentelor. Adrian, în stare gravă, fui imediat internat la spital. Nu mai putea vorbi, așa că Lucreția n avea să afle niciodată dacă nefericitul murise cunoscând soarta Alinei. În fapt, el îi supraviețui doar câteva ore, ceea ce pe undeva constitui o consolare pentru Lucreția, la cât o iubise durerea conștientă a pierderii ei ar fi fost de nesuportat îi în aceeași zi alături încredințată că răspunde astfel ultimei sale dorințe. Raportul medico-legal întocmit după autopsie constată că Alina Radulian nu era însărcinată la data morții sale. Misterul în care se învăluise un însoțea și dincolo de mormânt, în eternitate. în faptul că Adrian murise singur, neajutat, manipulările regia sadică a cărei victime căzuse pradă, asasinarea femeii iubite, toate conducându-l inexorabil pas cu pas spre suspinul final, nu erau puse la socoteală, că Iordache vedea un semn major al marelui semn. Încă un nefolositor societății, încă un parazit deschizând cărare cu leșul său spre marea împlinirea mileniului, victoria împăratului celor înscriși și însemnați, revelații degetului divin. Scăldat de binefăcătoarea liniștea datoriei împlinite, a prins cea de-a 13 -a lumânare la altarul nelegiuiților, pentru mântuirea cărora cuvenit era să se roage. Trecându-și degetele printre bilețelele negre din urnă, cu sentimentul că le clătește în apă sfințită, piticul consideră cu toată luciditatea că după lichidarea lui Gogu, un trădător, și a patronului său, un caragios care nu și cunoștea menirea de simplu vierme călător în astă lume, încă un act din marea operă se va încheia. Ceasuri numărate îi despărțau pe cei doi de fatalul sfârșit. Vor fi stârpiți precum buruiana cea rea, stricătoare de lan în vreme ce el și Liana vor fi departe. Pusese pe ea comode de călătorie, iar valiza burdufo o bucșise cu valori mobile lei, valută, bijuterii. Sensibil la oscilațiile cât de nesemnificative din starea de spirit al Ianei, Sică fu impresionat de lividitatea figurii în general rumenă, mostră de sănătate robustă și de rigiditatea, un soi de împietrire a întregii făpturi. Părea mai statuie ca niciodată, dar sepulcrală, a durerii încremenită pe soclu de cimitir îi făcu să se apropie și o îmbrățișă pătimaș cu senzația că inima îi va plesni de adorație. Capul piticului ajungea sub sânii și văzuți din plan depărtat al cătuiau tabloul înduioșător al unei mame care își mângâie copilul nefericit. Ți-e frică? Nu, mi-e frică, mă doare. Ochii femeii se umplură de lacrimi, desemnând cu un gest larg întreaga gospodărie. Ai, ce viața noastră! Toată munca noastră! cui le lăsăm? Zică o consolă încercând să fie cât mai convingător, apelând la întreg arsenalul de priviri și cuvinte tandre, la mâinile care deprinseseră graiul femeii iubite. Nu le lăsăm nimănui, îți jur că ne vom întoarce, plecăm provizoriu până se liniște scapele. Liana izbucni în plâns. Iartă-mă, stăpâne, dar e prima oară când nu te cred. Dacă poliția va ajunge aici, va înțelege totul a descoperit totul, capela mare lui Semn și... și restul. Emoțiile stulbură judecata, scumpa mea. Poliția nu va găsi nimic care să ne încrimineze. Capela? Nimeni nu mă poate împiedica să-mi ridic o biserică în casă. Biletele din urnă le-am ars, după cum cei treisprăzece nelegiuițe arda cum în focurile ghenei. Și atunci... Liana îi îndreptă o privire interrogativă, arătând cu degetul spre beci. De asta ți era teamă, a, fi liniștită. Am aranjat o mică explozie, nu, iubit-o nu te speria. Un mic accident care nu va aduce mari stricăciuni casei, da, va face de nerecunoscut spațiul căinței. Nimeni nu va înțelege că pe acolo au trecut o sândiții, prima haltă în călătoria lor spre iad. Știi, din tăia am fost furios că Gogu și celălalt păcătos nu s-au apropiat de altar și n-au ajuns la trapă că printr-un miracol au scăpat de suferințele din spațiu căinței. Acum mă bucur. Vâlvătaia s-a prinsese din nou în privirea neagra piticului. Vibra de ură fanatică, grumazul gros se umflase de patima care în lipsa desemnaților nu se putea dezlănțui. De ce te bucuri? întrebă nevastă sa. Deslușesc aici al semn al marelui semn, care le rezervă un sfârșit și mai cumplit. Se vor săvârși nemântuiți, Hărăzite fiindu-le cazne, pe care mintea noastră neîndestulătoare nu le poate închipui. Lianoftă, să ne ajute Dumnezeu! Suntem slujitorii degetului divin. Ne aflăm sub ocrotirea lui, nu simți? E frică, stăpâne, știu că sunt o păcătoasă, dar mi se taie picioarele de frică. Prea lăsăm multe și nelimpezite în urmă. Ce? Care? Clubul a închis, ai dat drumul la fete, Victoria ne e devotată și, în primul rând, o femeie care știe să se descurce singură. Aici? Fii așa cum spui tu, dar încotro ne îndreptăm. Unde ne putem ascunde? Amândoi atragem atenția, fiecare luat în parte și luați împreună. Doar trecem strada și se holbează oamenii după noi. Suntem însemnații lui Dumnezeu și prostimea o simte. Că despre sălașul unde ne vom ascunde?" Este mai tainic decât deșertul, mai astupa decât o noapte fără lună. și frăției noastre din Dobrogea ne vor ține departe de iscodelile otrăvite ale lui Anticrist. Cei, Gheorghe, ești gata?" Vătaful dădu din cap și început să scoată valizele din casă. Sică prinse mâna lianei, trăgând-o după el în genunchi. Să ne rugăm pentru drum lin, nebolovănii de necazuri!" Gheorghe îi aștepta la volanul lui în Mitsubishi de opt locuri cu motorul sub presiune. Sică se închină, apoi pipăi încă o dată magnumul ascuns sub perna canapelei. Oftă mulțumit, încercând un binefăcător sentiment de siguranță. Liana privi lung în urmă până când firma, ferma pierii printre copacii ca de sticlă neagră, disperați și fragili. N-avea să se mai întoarcă niciodată acolo. Știa. Curând după plecarea lor, o explozie treziliotă de cior din posăceală. Văzduhul se umplu de batiste negre, fluturând rămați bun neguros asupra meleagului. La mormântarea radulienilor, Gogu se duse singur. Pavelescu, încă sub impresia momentelor petrecute în celula de beton, spațiul căinței în elucubrațiile piticului, se simțea prea zguduit, incapabil deocamdată să reintre pe un făgaș normal. În urma aventurii, se alesese cu un clănțănit permanent, ca de frig, și tendința explicabilă, dar numai puțin ridicolă, de a se băga mereu sub pat. Își acordă un repaus de o săptămână, timp în care la agenție se va afla doar mioara adresată să-l deranjeze, doar în caz de strictă necesitate. Dar chiar dacă s-ar fi simțit mai zdrav în tot, nu s-ar fi dus la mormântare. Întâi, din principiu, spectacolul îl deprima și, deci, îl locolea. Eu, pe nu îl pot ajuta cu nimic, iar mie îmi fac un de serviciu. Apoi dosarul Ivonei cu implicațiile lui îl considera departe de a fi închis și nu dorea să zgândere prin prezența la un eveniment intim legat de eroii dramei, atenția autorităților. Luându-se cu toată obiectivitatea în reflector, patronul agenției de detectiv particular discret ajunsese la concluzia că are talent, dar nu și combustibil. Îi lipseau vâna aceea de aventurism, de curaj fizic, de apetit și curiozitatea, uite-te la Gogu, pe care le considera condiții sine qua non pentru a reuși într-o profesie plină de riscuri. Nu vorbise cu tăutul, dar el era decis să se retragă. Cu banii strânși va deschide o sală de biliard, poate o popicărie și linui va fi somnul. Gogu asistă incognito la ceremonie, scoțând capul de după un copac din alea vecină. Era convins că printre participanți se află sigur și un reprezentant al poliției, ori nu se simțea încă suficient de înarmat pentru a da ochii cu acesta. Asistența redusă, patru sau cinci persoane, exceptând milogii, stârni mirarea lui Gogu. De obicei, fenomenul funcționează în cazul oamenilor foarte bătrâni, pe care vârsta îi izolează într-un vid biologic, lipsindu-i de martorii propriilor existențe. Radulienii însă, tineri, plini de bani, trăind viața pe culmile ei, ieșau din discuție. Unde naibale sunt familiile și prietenii? Ciudat, foarte ciudat, ținând seama că se aflau departe de sezonul vacanțelor când nu se întoarce nimeni de la Mamaia și, mai nou, chiar de pe Costa del Sol sau Acapulco, pentru a participa la o înmormântare. Printre puținele pălării negre, Gogu o recunoscu pe Lucreția. O știa de pe vremea faza inițială, când Ivona apelase la serviciile agenției pentru a-l urmări pe Adrian. Figura de cretă, împietrită, complet lipsită de reacții, îl determină pe Gogu să-și închipuie și nu, -și înșel, nu se înșela că fusese burdușită cu sedative. La câțiva metri distanță, o doamnă, judecând după silueta și alura distinse, se rezema de brațul unui bărbat cu îmbrăcăminte sobră și privirea ascunsă de ochelari negri. Din cauza voalului des lăsat pe față, Gogu nu putea desluși chipul femeii, care o trădau convulsiile trupului subțire, se străduia să-și stăpânească plânsul. Din amănuntul că se țineau departe una de alta, că nu se sprijineau reciproc, Gogu deduse că cele două femei le suferă separat, concret, că nu se cunosc. În sfârșit început slujba. Impresionantă, cinci popi, colive bogate, gerbe splendide, dar parcă și mai tristă, evocând și mai abitiri de șertăciune și inutil în condițiile de asistență date. O imagine acrobatică trecu prin lui Gogu, Pavarotti concertând în fața unei săli cu patru sau cinci oameni. Dintr-o dată îi veni să țipe de uimire, bărbatul cu ochelari negri scoase pălăria, dând la ivea loțeastă pleșuvă ca o bilă de biliard. Păi ăsta era Iusuf, tătarul, majordomul. Femeia pe care o sprijinea nu putea fi decât Bianca Vizantes. Reacționează așa cum mi se întâmplă frecvent cedând primului impuls. După terminarea ceremoniei, îi urmări până la șevroletul negru, parcat la câțiva zeci de metri de poarta cimitirului și o acostă pe bătrână cu îndrăzneală, dar plin de reverență. Condoleanțele mele, doamnă Vizantis! Femeia tre sări făcând un pas înapoi. Concomitent, sufă cu unul înainte, parcă gata să sară. Iertați-mă dacă vă tulbur, dar am simțit nevoia să-mi exprim întreaga compasiune. Bianca Visanti își ridică vălul, cercetându-l atentă. Pe fața sleită de plâns se mai vedea urme de machiaj. Cine ești, dumneata, că parcă te cunosc?" E negustorul de cosmetice care a fost la noi săptămâna trecută." Preciză scurtătarul. Lui Gogu nu-i scăpă acel la noi, specific servitorilor devotați, care se identifică total cu interesele stăpânilor. Da, da, da," își aminti bătrâna. Negustor, vorba vine, cine ești de fapt și ce dorești? În momentul acela, Gogu simți cu toată intensitatea că soarta unui eventual accept de comunicare din partea Biancăi Vizantis depinde exclusiv de replica lui imediat următoare. Instinctul îi dă dughes spre o mișcare directă, frontală. Nu v-ați înșelat, zâmbi, sunt detectiv particular. Femeia al cântării câteva secunde mai mult nehotărâtă decât mirată. Da, sigur că da, înțeleg. Tot nu mi-ai spus ce dorești. Să stau de vorbă cu dumneavoastră. Știu unele lucruri care poate v-ar interesa. Asta o să vedem. Vei diseară la șase. Ești de sigur surprins, tinere, că îmi deșert inima cu atâta franchețe și fără rezerve în fața unui străin. Nu trebuie să cauți explicații complicate. Întâi știu că de data asta nu m-ai mințit. Ești într-adevăr detectiv particular. S-a interesat. Gogu înclină vacabul, schițând un surâs. De aia fusese amânat pe seară ca să aibă timp gălbejitul să facă investigații. Pe urmă prea am fost dezamăgită. Pe Liana și pe Vicky le-am considerat prietene credincioase și tocmai ele mă rănesc de moarte. Trecuse peste o oră de când se afla în salonul bătrânei. Fidel tacticii hotărâte din start, Gogui relatase cu sinceritate filmul întregi întâmplări, începând din clipa în care Ivona apelase la serviciile agenției. De nefericit aceea, am auzit și eu. De la început am spus că eu o mare greșeală. Calina nu mai face față. Pe Alina, de fapt, o chema Diana. Am iubit-o ca pe copilul meu. Mi-a fost dragă de când mi-a adus-o. Avea opt ani și un chip de înger." un îngeraj murdar cu părul plin de lindeni și picioarele goale în plină toamnă. Cine v-a adus-o? întrebă Gogu impresionat. Iusuf, că îl vezi de întunecat la ochi, e milos cu copiii, a găsit-o în piața Unirii, lângă un grup de țigani care mâncau pe trotuar. I s-a părut curios să vadă un copil bălai ca luna, așa era Alina și așa a rămas printre șătrari. Nimeni nu-i dă atenție, mi-a povestit scena asta de sute de ori. Iar ea se uita ținte la merindea lor, sugându-și degetul. A luat-o de mână și fetița la urma docilă, ca un cățel de pripas, pe care l-ai mângâia pe creștet. Sărăcuța! Două zile n-a făcut decât să doarmă și să mănânce. Bianca rămase cu ochii la un portret înrămat al Alinei și care nu se afla acolo la prima lui vizită. Ați descoperit vreodată cine era ea în realitate? Avea părinți? De unde venea? Nu o știu nici azi mai multe decât în prima zi și nici n-am prea cercetat. A constituit bucuria vieții mele și nu avem niciun chef să o împar cu alții. Eram fericită că nu o reclamă nimeni. Pot să spun tinere că a fost cea mai dotată eleva mea, o ființă excepțională. Oricine ar fi fost părinții ei, cel puțin unul trebuie să fi fost de mare soi, sânge albastru. Gogu se foi pe scaunul delicat, lui XV, făcându-l să scârțâie. Să nu vă supărați pe mine, doamnă Bălașa, iertați-mă, Bianca. Nu mă supăr, surăse cu privirea aburită. Îmi face chiar plăcere, Bălașa. E atâta vreme de când nu mă mai cheam așa. Mai devreme îi povestise și despre Pavelescu, furnizorul informațiilor biografice pe care le deținea, iar bătrâna reacționase prompt. Pavelescu, administratorul, bucățica aia de bărbat curios și băgăreț. Sigur că îl țin minte!" «Totdeauna mi-am închipuit că e mai inteligent decât îl arăta fața și-i lăsa el să se vadă. Ce-ai vrut să mă întrebi?» Gogu manifestă o ultimă rezervă. «Sunteți sigură că vreți să mă ascultați, că nu vă supărați? Dacă n-aș fi fost sigură, fiule, nu te-aș fi primit.» Gogu respira dânca înaintea unei scufundări. «Ați admirat-o și ați iubit-o pe Alina și încă o dată iertați-mă, vorbesc ca plebeul. Săracă nu sunteți! De ce nu i-ați oferit un alt mod de viață?» Mai normal, mai onorabil, mai avuabil. Completă Bianca termenul care-i lipsa lui Gogu. Mă așteptam la întrebarea asta. Vezi, dumneata, Alina avea mari calități, da, și un uriaș defect. Nu știa să se folosească de ele. Îi lipsea coagulantul acela care în cele din urmă determină personalitatea. Avea grația și gingășia fluturașului, însă și inestatornicia lui. Era incapabilă de un efort susținut și nici veleități n-a avut. În viață, actriță extraordinară pe scenă, claca. Am vrut să o pregătesc pentru o școală de teatru, nu știu cum le mai zice. Profesorul mi-a explicat, e inutil, nu se implică și nu se implică pentru că îi lipsește imboldu. Pur și simplu noi interesează. În realitate, ea a izbutit într-un singur rol, da, pe care îl juca la perfecție. Shirley Temple, gropițe și Zulu, fiind acum 50 de ani, rătăcită în epoca NASA. Gogu nu se simțea convins. Avea dinaintea ochilor imaginea de visă a Alinei în roche albă și balerin de cenușăreasă, un porțelan de saxa însuflețit prin miracol. Și totuși, de la prezumtive performanțe ratate la... Încă o dată, vă rog să mă iertați, până la prostituție de înaltă calificare, mai existau alte alternative. Bianca a început să râdă. La lumina veiozelor împrăștiate prin salon, lustra nu era aprinsă, Gogu a avut dintr-o dată imaginea splendoriei de altă dată. Cum era un spontan, exclamă cu o sinceritate care nu putea fi pusă la îndoială. Doamne, ce frumoasă sunteți! Arătați minunat! Din ce parte?" Surâse gâdilată bătrâna. Gogu zâmbi la rândul lui. În orice caz de unde vă privesc eu." mulțumesc. Prostituție de înaltă calificare. Și asta mi-o spui mie. Dar ce altceva crezi că am făcut eu toată viața? Mă rog, până când vârsta m-a obligat să mă retrag. O vezi pe Alina strungăriță, mulgătoare, țesătoare care lucrează în trei ture, secretară care știe, face cafele bune și își dă jos fusta în pauza de masă? I-am oferit ceea ce am gândit că e mai bun pentru ea, iar ea a avut libertatea de a alege. Lui evantaiul de pe măsuță și început să-și facă vânt mai mult tic decât necesitate. Gogu nu se putea desprinde de impresia, de atmosfera specială emanată de bătrână, de contrastul dintre înfățișarea nobilă de autentică lady, desăvârșită de langajul spălat și cinismul judecăților de bordel de lux. Profesiunea doamnei Warren îi trecu prin minte. Uneori, relo Bianca Vizantis, îți venea să crezi că se joacă, că s-a lăsat antrenată într-un joc – rezultatul în sine fiindu indiferent. O spun franc fără să mă sfiesc mi-a plăcut viața pe care am dus-o și m-am bucurat că și Alina face totul din plăcere. Vreți să spuneți, nu nimerea cuvintele, că era o vicioasă? Femeia surăse cu superioritate. Alina n-a fost o târfă. Probabil Ioana Dark observă îngând gogu, dar nu mi-am dat eu seama. Departe de așa ceva! Era o simplă nadă, târfă în accepțiunea curentă e Mariana. Foarte descurcăreață, foarte utilă, dar al calibru, a, nu, nu o cunoști. Mariana, alt produs al școlii de gheișe. Încă de la 13 ani, în funcție de ceea ce se prefigura în fiecare fetiță, Bianca le orienta pe un anumit făgaș, pregătindu-le pentru un anumit soi de preferințe, diferind de la o categorie de bărbați la alta. Mariana se potrivea perfect gusturilor grosiere, în corespondent culinar, ciorbă de burtă bine ardeiată și usturoiată, mititei și bere sau adolescenților neîncepuți. În cazul Radulian, i-a făcuse doar prospecție, defrijând pârtia pe care urma să evolueze cu grația Lina. Când începuse să-l sune anonim, Alina știa deja cu ce fel de bărbat va avea de-a face, care sunt preferințele, ce soi de femeie i-ar putea lua mințile, care o slăbiciune pentru pronumele Alina, drept care îl și adoptă. O mișcare iscusită, sporind la maximum confuzia lui Adrian, care începuse să vadă în tot ce îi se întâmpla mâna lui Dumnezeu. Gogu ceru permisiunea sa prind o țigară. Poți să-mi oferi și mie una, scrumierai pe consolă. Te simt nedumerit tinere, ce n-ai înțeles? Ce făcea practic Alina, care era rolul ei?" Doamna Vizantis începu să râdă, cu pipeta parcă dozând clopoței de porțelan, și glasul și râsul îi rămăseseră neaștepta de tinere. Ce făcea Alina? Croșeta romanțe pentru adulți și era neîntrecută în meșteșugul ei. Crede-mă că fascina, ai putut-o constata cu ochii dumitale." dar printre bărbații maturi mai cu seamă făcea ravagii. Avea un succes pe cât de fulgerător, pe atât de total. așa e în viață să tot poftești la ceea ce nu ți se cuvine. Foarte tinerii se prăpădesc după femei împlinite cu experiență. Cei săriți din 40 de ani visează la păpușele caste cu codițe pe umeri care mai miros a cozona cu lapte. Alina și Adrian reprezintă în acest sens un clișeu clasic. Până aici e limpede!" L-a manevrat ca să pună mâna pe el și a reușit. În ce scop? Doar ca să se mărite? Bătrâna părut de-a dreptul indignată. Ca să pună mâna pe averea lor, ești naiv, tinere. Ce crezi că își pierdea timpul cu orice coate goale, bugetari sau sindicaliști în meeting? Toți clienții alinei al au fost oameni cu bani. Ta da, bani serioși, nu carnețel ce cu firimituri economisite la Kenzină. Concret, cum proceda? Dumnezeule mare, un bărbat care iubește -i generos, e fericit să pună la picioarele adoratei tot ce are, fără ca ea să clintească degetul cel mic. Francezii, mari specialiști în chestiuni de amor, cred ei, afirmă că nu există bărbați generoși, ci femei care știu să ceară. Fals, domnul meu! Furată de perorație, aproape că striga și goguș de seama că probabil dezvolta una din teoriile preferate nu odată auzite de elevele ei. Fals! Femeia care știe cu adevărat să ceară e aceea care obține totul, totul, fără să ceară nimic. Iar aici Alina era maestră. Radulian a fost al șaptelea bărbat, prea fericit să-și tracă averea pe numele ei. Gogu căscă ochii cât pumnul. A fost măritată de șapte ori? De șase, răspunse plăcit Bianca. A mai existat un bărbat, a decedat de câteva luni, un vecin care i-a donat totul. Acolo n-a fost idilă, moșneacul făcut o pasiune pentru ea. Gogu se interesă cu gâtul sub gruma de emoție. Ce s-a întâmplat cu ceilalți? Au murit toți? Bătrân a din numeri cu indiferență. Habar n-am. Bine, dar cum scăpa de ei? A divorțat? Ești mult prea candid pentru meseria pe care o practici. Astea sunt singurile modalități de a scăpa de un bărbat? Cimitirul sau tribunalul? de dispărut într-o bună zi cu trusa de far și bijuteriile, n-ai auzit? Cum să dispară? Uite așa bine, făcu Bianca și pocni din degete, în lumea largă. Nici așa să nu o luăm. Dispare în ceață femeia pentru care mi-aș da și viața și nu anunț poliția, nu o caut. Unde? Se interesă bătrâna ironică. Dumneata singur mi-ai mărturisit că n-ai putut da de nicio urmă alinei că părea picată din cer. Crezi că și-a lăsat în vreun singur dormitor cartea de vizită autentică? acte false, e identitate complet falsă, dar totdeauna aceeași poveste, mă refer la biografie. Desigur, se schimba cartierul și uneori orașul. Încep să pricep. De acte îi făcea rosică, m-a ajutat și pe mine cândva. Ce s-a întâmplat însă cu tobănetul adunat? Buzele biancă -i, Vizantis se întinseră, rânjetul nu-i stătea la fel de bine, iar proteza prea dezvelită sugera dinți de tigvă. De unde crezi dumneata că a găsit Iordache fonduri pentru business lui Dement, pentru templu mare lui Semn? Bineînțeles că ceva intră și în contul fetelor, nu ascund că ceva îmi revine și mie. În afară de asta, si că mă subvenționează pentru întreținerea școlii. Partea grasă însă o ia piticul. Bianca Dudu din mână. Nu, asta e cauza pentru care sunt furioasă pe el și am ajuns să-l urăsc. În fond un riscă și se agită cel mai mult. El se ocupă de documente, are relații la poliție și asta înseamnă enorm. El vine cu tunurile, respectiv găsește indivizii care urmează a fi jumuliți, completă râzând gogu. Dacă vrei, eu le-aș fi zis să abordați. Și topiticul, urmă pentru el gogu, vă debarasează de indezirabil de fraierii cărora la un moment dat le cade ciocul și broboada de pe ochi. Pomeniții din urna de la Mogoșoaia. Pe gândite cu o mișcare spontană, Gogui prinse mâinile inelate între ale lui, privind în ochii de un albastru nevlăgui de ani. Doamnă Bianca! Se întrerupse mușcându-și buzele. Nu o căuta cuvintele, spune ce ai de spus. Îl îmbie zâmbind. Vreau să vă întreb, cum se face când vorbiți atât de deschis? Cum de nu vă e teamă? De ce mi-ar fi teamă? Pentru acțiunile mele caritabile? Da, 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 acțiuni caritabile în definitiv scute statul de o parte din obligațiile sale de grevândul de povara unor copii abandonați. Copii pe care îi întrețin, le asigur un trai destulat, le dau o educație și în drum, cum se obișnuia odinioară la pensioane. Iar ea se credea cu toată sinceritatea mai ca stareță, nu încăpea nicio îndoială. Ceea ce fac ele ulterior după ce pleacă din parohia mea nu mă mai privește. E un punct de vedere, aprecie Gogu, cât se poate de ortodox. După toate câte mi-ați povestit, încerc o mare nedumerire. Nu pot formula decât direct. Alina a constituit un fel de găină cu ouă de aur. Pentru mine cu mult mai mult, ți am mai spus-o. Și din păcate, chiar dacă s-ar mai naște o ființă să-i semene, sunt prea bătrână pentru a mă mai bucura de o astfel de minune. Și atunci, de ce a trebuit să moară? De ce a sacrificat o sică? Bătrâna râse sardonic în vreme ce ochii se umplură de lacrimi pentru că așa i-a poruncit lui marele semn. Imbecil, fanatic. Cum adică? A considerat că devenise nerentabilă și periculoasă. Pentru asasinul ăsta o fată e productivă dacă dă rezultate concrete în termen de șase luni. Termen limită. Înainte era un an, dar în ultima vreme umblă cu limba scoasă după bani. Nu știe investiții legate de secta lui îl zoresc. Deși avertizată, Alina nu se grăbea deloc. Pe pitic, comportarea ei îl scotea din sărite mai cu seamă că procedase identic cu predecesorul lui Radulian, un tip din Iași. A interpretat o drept nesupunere, înfruntare. E înfruntat și nesocotit el mandatarul Dumnezeu. Chiar așa nebunie? Au existat și rațiuni mai practice prost, exemplu pentru celelalte, precedent de netolerat, mai presus de toate. A simțit că Alina vrea să iasă din cărți, să abandoneze afacerea. De ce? Mi-a vorbit deschis ca unei mame. Așa cum mă considera și am și fost. Se săturase de jocul ăsta și se legase sincer de Radulian. Îl iubea, dorea cu adevărat o viață, cu bucurii casnice, să aibă în pat mereu unul și același bărbat și o sumedenie de copii în jurul pomului de Crăciun. În concluzie, socotin că nu mai justifică investiția, capitalul investit în ea, și nici șanse să o facă în viitor nu mai există, adăugate la câte știa fata despre el și afacere, a decis să o elimine definitiv. Ușa se deschise fără zgomot și a părut capul tătarului. Bianca a făcut nu cu evantaiul, fi liniștit. Capul dispărut, dar Gogo ar fi jurat că omul îi asculta cu urechea lipită de ușă. Mai intuia, cu aceeași tărie, că intrarea lui Iusuf constituia un fel de a că bătrâna vorbea prea mult. L-am implorat, I-am promis bani și alte avantaje, dar a rămas neînduplecat. Poftim? A, spuneați de sică. A, am încercat să intervin și prin nevastă sa, da, nu cred că s-a străduit prea mult. Nu îi s-ar împotrivi monstrului, nici dacă i-ar cere să-și dea foc în piața mare. Sunt situații în care totuși trebuie apela la poliție, opină Gogu. Bianca respinse ipoteza cu o mișcare bruscă. Exclus! Alina era prea implicată pentru a putea apela la autorități. Gândește-te la dosarul ei. E scroacă sentimentală, falsă, identitate, implicit, complice la toate murdăriile piticului. Explică-le că fetița de fapt se juca. O fetiță de 22, 23 sau 24 de ani, că nimeni nu știa exact. Și asta e realitatea, domnul meu, se juca. Se juca și juca, intrând până la ultima fibră în pielea personajului. De pildă, în ultimele luni, Credea cu toată convingerea că e însărcinată, comportându-se ca atare. Și nu era? Bineînțeles că nu. Da, ăsta a fost ordinul lui Iordache, să se declare gravidă pentru a-i da brânjul Radulian la notariat. Ceea ce s-a și întâmplat de altfel. Vrând să asigure mama și viitorul copil, s-a hotărât să-și transfere toate bunurile pe numele lor. Ar fi făcut-o oricum, dar sarcina Alinei a grăbi decizia. Extraordinar! Totul devine extraordinar când ai de-a face cu indivizi extraordinari. În bine sau în rău, dar ieșiți din comun. Ți-o spun cu toată convingerea după o viață care n-a fost săracă în evenimente. Oamenii singulari sunt fatali. Privește în jurul dumitale. Alina, Iordache, Liana, nu sfiguri figuri de toată ziua. Nici dumneavoastră, surâse Gogu. Bătrâna a zâmbit la rândul ei. Te înșeli. Am fost o femeie cât se poate de comună. Ai frumoasă, să zicem, decât altele, da, nu singulară. La mine a lucrat mai mult destinul decât am făcut eu însumi. La ei e altceva. Ceva diavolesc. Chiar farmecul alinei ți-o spun că a o splendoare. Râse. Surclasează normalul. A fost un irezistibil care la un moment dat strângea inima de frică. De parcă esența lui ar fi ținut de alte împărății neguroase. Dacă visezi la o viață liniștită, o colești oamenii de felul lor. Mediocri, trăin mediocru, printre mediocri, aceștia sunt mari fericiți. Rămase pe gânduri cu ploapele pe jumătate coborâte, evantaiul scăpă din mâna nesigură, dar păru să nu observe. Gogul ridică, punându-i la lături. Dacă vă simțiți obosită, pot să plec. Nu, înainte de a termina ce am de spus, nu s obosită, mă cul foarte târziu. Dintr-o veche de prindere, adăugă cu tâlc. Mai întrebat de ce-mi deschid inima în fața dumitale. Sub un aspect, ți-am răspuns. N-am să iert niciodată moartea Alinei, asasinarea ei. Te rog să mă crezi, tinere, că nici măcar nu mă gândesc la suferința mea. Eu nu mai contez. Mi se frânge însă inima de durere. Pur și simplu îmi vine să țip când mă gândesc la Alina, la tinerețea ei, la generozitatea și da, 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 nevinovăția ei o floare inconștientă și candidă. Vine să urlu și a jupui de vii pe criminali ăștia, care îi curmă viața exact în clipa când în existența ei intrase într-o zonă de normalitate și avea toate șansele să fie fericită. Era fericită. Își iubea bărbatul, căminul și viitorul molcom la gura sobei. Gogo -go impresionat. Cu ce vă pot ajuta eu? Să nu lași crima asta nepedepsită. De ce nu mă pot adresa poliției, ți-am explicat. Dumneata însă sunt sigură, vei găsi o soluție. Ești tânăr, îndrăzneț, descurcat, ai suflet. Gogu simți amețeală, întrebă cu buzele uscate. Fă gândiți cumva să-i omor eu? să iau la rând? În niciun caz. Tot ce-mi doresc este să-l văd pe Iordache în principal, în spatele gratilor pentru cel puțin 20 de ani. Să găsești formula de a-l aduce în fața justiției, să-l dai pe mâna poliției, ce mai turavura. Iar E rugămintea mea cea mai fierbinte și, crede-mă, nu-i uit niciodată pe cei care mă servesc. Nu așa se pune problema, doamnă. Ba așa. De altfel? Zâmbi. Îi ești obligat, Alinei. Ce vreți să spuneți? Datorită ei a scăpat din cușcaleilor dumneata și celălalt persoana care te însoțea. Gogu căzu pe spatele canapelei iurit. Vreți să spuneți că ea ne-a aruncat scara? Nu ea. Alina se dusese la mogoșoaia să discute cu Liana. S-o roage să insiste pe lângă pitic să-i permită să iasă din combinație. Să o uite, să o lase să-și vadă nesupărată de noua ei viață. Contra unei sume considerabile pot spune avere, desigur. Se cunoștea cu Liana de ani de zile și se considerau prietene. Nu era acasă, în schimb va găsi pe voi. Știa de ce sunteți acolo. Gogu se scutură în fiora de amintirea încă proaspătă. Nu era greu de ghicit. A telefonat aici și l-a rugat pe Iusuf să vină să vă scape. El a coborât scara. Își duse Batista la ochi, apoi la nările care lăcrimau. A fost ultima oară când am comunicat, iar ultimele ei cuvinte au fost Nu ți fă griji, tantina!" Așa am zicea ea. Sunt prea fericită ca să mi se întâmple ceva rău. Te caut seară. Nu m-a mai căutat. Și vorbele căzură sec ca bulgării de pământ pe capacul unei sicriu. Gogu se ridică de pe canapea clătinându-se. Nu-mi revin." Să-ți aducă Iusuf un coniac?" Nu, mulțumesc." Doamnă Bianca, am o nedumerire, mai mult o curiozitate." Vorbește, fiule, la câte ți-am povestit. Nu văd de ce aș mai avea rezerve." V-am relatat despre descinderile mele la locuința Alinei, cea de dinainte de a se căsători și respectiv la ferma soților Iordache." La ambele adrese am găsit câte o pereche de bikini mai originali. În interior, Bianca îl întrerupse râzând. Te iubesc sau ceva din familie și un număr din mai multe cifre? Exact, ce semnificații au de luni de zile încerc să ghicesc? Sunt numere de telefon mobil. Cu abonat inexistent, am încercat. sii că le schimba mereu. E un suspicios care nu are încredere nici în propria iumbră. Le ținea pe fete mereu sub control. Și pe Liana? ce poate face Iana cu un telefon. Poate că era pregătit pentru vreuna din absolvente. Își suprefegea de aproape eu bagele. Cum? Nu înțeleg. Bianca Vizantis râse cu îngăduință. N-ai auzit de convorbiri înregistrate? Scandalul Watergate, debarcarea lui Nixon sau erai prea tânăr pe atunci? Zică, ascultă toate conversațiile fetelor. Numerele cu pricina nu se află la îndemâna oricui. Le sunt oferite doar mușteriilor de soi, cei indicați de pitic ponturile lui, candidați la expropiere. Glasul lui Gogură sună pițicăiat, a nedumerire parcă exasperată. Dar de ce închilos Dumnezeule mare? Nu există o agendă, carte de vizită, o bucățică de hârtie în România epocii de tranziție? Vicurici malițioși, val sau în privirea bătrânei, o amuza nespus uimirea lunganului. În dragoste, ești un pur, nu-i așa? Îți place ce nu Ravel. Am auzit și eu de bolero, tipului, se sesiză cool gogu. Însă, iertați-mă, găselnița cu chiloții, carte de vizită și purtător de cuvânt, mi se pare de un prosgus fără pereche. Cine a spus că e de prosgus, că e de bun gust? Dar amorul cu mâinile încătușate, răstigni de spătarul patului sau comis în locuri publice sub amenințarea flagrantului sunt de bun gust? N-ai tinere, câte fețe pricopsite. Gentlemen și intelectual de rasă să se dau un vânt după asemenea trucuri extravagante. Li se par sexy, îi excită. Când se uită la chiloți, văd sexul iubitei. fetișist mi se spunea pe vremea mea. Dacă am înțeles bine, respectivii chiloței erau făcuți cadou de fete după consumarea unor partide de sex. Reușite, spre neuitare. Alina a procedat la fel? Sunt convinsă că nu. Partitura de înger nu se potrivea, iar Raduliana a -o de cum a văzut-o, nu mai erau necesare stimulente. Fiecare fată scoasă pe piață, însă are în dotare respectiv articol de lenjerie. Gogu a avut un gest de capitulare. O fi... A fost ideea lui Sică? A, lui. Faptul că e un bandit fioros nu exclude prostul gust. De fapt, din tot ceea ce face, străbate a plecarea lui spre circ, spre strident, spre efecte de bâlci. Îi place vopseaua. Se ridică, dându-i de înțeles că se poate considera concediat. Ai să mă ierți, tinere, dar a venit ora medicamentelor. Altădată, la ceasul ăsta, așteptam cu și începeam să mă gândesc la toaleta pe care urma să o îmbrac. Acum, la ceaiul hepatic, pumnul de pastile și... Și? Întrebă instinctiv Gogu. Trece cu vederea dacă sunt patetică. La răzbunarea Alinei. Tătarul îl conduse până la ușă. Gogu întinse mâna. Mulțumesc pentru scară, Iusuf. Buzele de pe chipul oriental lipsi de orice expresie abia se mișcară. Mulțumiți-o pe doamna, așa cum v-a rugat ea. Liana era o persoană modestă și adaptabilă, că se obișnuise cu viața luxoasă, firește, dar care ea ăla de nu se deprinde cu traiul bun. Nu-i vorbă, cheltuia mult și de dragul lui Sică. Îi plăcea merindea din belșug și scumpă, îi plăcea să o vadă pe nevastă s-a îmbrăcată ca o regină, prințesa lui merita tot cei mai de soi pe lumea asta. În străfundurile ei însă rămăsese muta din sat, bat jocorită de când se știa de tot ce suflă și respiră pe două picioare, până la a afla pe sică. Adevărat că mai existase și doctorul comunei, primul ei binefăcător, care insistase pe lângă animalele alea de-i fuseseră părinți, să o trimită la școală. Și pentru că era femeie care nu uită binele, după ce se pricopsise, îi dăduse un purcoi de bani să-și deschidă cabinet particular la pitești. Ce dobândise muta de-a lungul anilor era dragostea, descoperirea de importanță vitală că poate fi iubită, iar de aici siguranța, încrederea în ea însăși, cel mai prețios dar pe care îl făcuse viața, adică sică. Așa că, la Rădești, escalând drumul spre Constanța, unde pentru motive de siguranță trebuia să ajungă abia a doua zi dimineața, lipsa de confort îl deranjă mai mult pe Pitic, care, oricum mai fi privit lucrurile, beneficiase toată viața de canalizare, chiar și la pușcărie. Prozelitul la care trăseseră era de încredere absolută, devotat până la sacrificiu, dar asta, din păcate, nu îl făcea mai bogat două odăi, o palmă de ogradă, un cocoș văduv, un godă celor fan, un ied bastard. Piticul poftin la o omletă, gospodina trebuise să plece cu colindul prin sat ca să-și umple șorțul. Toate acestea n-aveau nicio semnificație pentru Liana, erau chiar belșug față de ceea ce trăise la ea acasă, unde mămăliga câțiva pum de mălai se împărțea cu ața să ajungă la 12 inși, iar brânză primea fiecare cât o monedă de 25 de bani. Ei era greu acum pentru că lui Sică era greu. I se alătură pe cerdac încercuindu-l cu tandrețe. Bărbatul fuma, scotocind în gândurat noaptea. Se afla în capul satului care curgea spre vale și roi de luminițe și, nu puține, petele de levănțic ale televizoarelor. Sărută mâinile lianei, răsucind-o cu fața spre el. Nu trebuie să spară rău după nimic din ce a rămas în urma noastră," Femeia suruse cu ochi umezi, dar luminoși. Praful se lăsese de ferma de la mogoșoaia, o simțea, o știa. O mică explozie în pivniță. Nu că ar fi crezut-o proastă, dar încercase din răsputeri să o menajeze. Nu-mi pare rău după nimic, stăpâne. Totul este făcut de tine, totul îți aparține, nu-mi pasă de nimeni. Și ridică mâinile spre cer, câtă vreme sunt cu tine vom fi totdeauna împreună, nimic nu ne poate despărți, îți jur. Liana căzu în genunchi, îi îmbrățișă picioarele, hohotind. Atât mă rog, doamne, dacă o fi și o fi când o fi, ia ne împreună. Destul mai năpăstuit, doamne, măcar atâta cruțare merit să nu-mi omul, să nu plâng la groapa lui. O șfichiuitură de bici, un susur de șarpe, un foșne de mătase sfâșiată, un ecou, un suspin vătuit. Pași precipitați. Pidicul se prăvăli, trăgând-o pe liana după el. La mai puțin de 20 de metri, de lângă ulucile date cu var, o mașină se topi în noapte. Înainte de a deschide ușa apartamentului, auzi trilul telefonului. Cum se întâmplă de obicei, era cu brațele pline de cumpărături, nu-i mericheia, izbuti greu să o introducă în broască. A sudat de emoție, Pavelescu izbuti totuși să ridice receptorul, înainte ca celălalt să renunțe. Un glas travestit se interesă. Domnul Pavelescu? Nu, ba da, da, eu sunt, se făstăci bosul. Fii atent, avertizează-ți asistentul că îi se pune la calon în scenare. Sică Iordache a fost asasinat aseară la Rădești în afara Bucureștiului în jur de ora 10. Lucrurile sunt în așa fel aranjate încât tău tu să pară fi autorul crimei. Alo, n-am înțeles prea bine cu cine am discutat. Îi răspunse tonul. Mai mult din deprinderea căpătată în ultimele zile, Gogu schimbă trei taxiuri înainte de a suna la ușa patronului. Piticul n-avea să-l asasineze la lumina zilei, pe o stradă mișunând de pietoni, iar în ce privește filajul poliției, ei bine, chestiunea nu mai conta, oricum lucrurile aveau să fie clarificate azi. Găsi un Pavelescu panicat, zbârnăind prin cameră ca un țânțar gras și bălbâi din pricina tulburării. Gogu începu să râdă. Spectacolul era cu adevărat comic, dar după primele cuvinte îi pieri veselia. Cine crezi că a telefonat? Omulețul agită brațele prin aer. Habar n-am nici dacă era bărbat sau femeie. Oricum, chestiunea nu mai contează cineva de bine. Avem alte priorități, suntem victimele mafiei. Încercuiți din toate părțile fără scăpare. Am spus de la început că afacerea e tenebroasă, combinațiile se țes peste capetele noastre la nivel înalt. Rechin de calibru, bandizi mari, noi le-am încurcat jocurile. Gogu îi blocă brațele și îl sili să rămână locului. În felul ăsta nu ajungem nicăieri. Hai să ne lămurim. Eu de aici mă duc la poliție. Te crești, mecher? Întrebă Pavelescu. O ei cu furca pe dinainte. Tremura ca bolnav de friguri, pielea gâtului părea piftie. Doar pregăti să le țin piept. Voi relata absolut totul, începând cu Ivona care a dat cepa afacerii și restul filmului până la zi. Cu probele respective, bineînțeles. Care probe? rânji patronul. Nu crezi că e suficient să fac o descindere la renciu din Mogoșoaia? Care renci? exclamă pițigăia bosul și începu să râdă isteric. Ce renci, de unde renci, care renci, ce tot bas câmpi cu renciul? Gogu simți că începe să se enerveze. Ce ai, nene, te-ai sonat între urechi? Cum care renci? La căcatul ăla de ferma sică, de unde am fost amândoi sechestrați? cum îi zice? Pavelescu se crăcănă în mijlocul încăperii și țipă ca un dement. A fost, s-a dus, a murit. Praful și pulberea s-a ales oale și ulcele totui scrum. Scrum și amintire. Ce naiba poși, băi, acolo? He, 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 îl credeai prost, popitic, Să-și lase acolo dovada fără de legilor și semnătura. Înainte de a se cărăbăni, a aruncat tot un aer. Gogu simți că îngheață. De unde știi? Am luat el un taxi și m-am dus până la fermă. Spune că nu mai vrei să auzi de afacerea asta. Chiar așa e, dar am simțit nevoia să mai văd odată locurile, așa ca simplu turist. Mă gândeam că nu risc nimic, aruncam doar o privire din mers. Mersul mașinii. Așa am și procedat și ce-am văzut, nu o să uită în veci. E nebun, suflă Gogu. E, ți-a trebuit ceva timp până să ajungi la descoperirea asta. Gogu se rezămă de perete, uitându-se lung la patron ca prin sticlă. Chestia s-a împuțit jupune, ferma, era marele nostru atu. Mie îmi spui? Mai bine te-ai gândit la un alibi pentru aseară. Cine l-a lichidat pe pitic? A făcut o faptă bună, dar de ce să-ți o pună ție în spinare?" Îți spun gogule, ei se confruntă interese mari, de tot oculte. Nici măcar nu bănuim noi care ar putea fi miza. Lasă-mă, naibi că mă zăpăcești de tot. Ce-ai făcut mă aseară? Unde ai fost? La hotel am urmărit un meș, am adormit la televizor. Ah, din ce în ce mai bine, măcar de-ai fi fost cu vreo fufă. asta e situația. La nouă eram deja la hotel. Recepționerul mi-a dat cheia, dar și paria că nu m-a reținut. Venise un grup din provincie și era brambureală. Să pretind că am înoptat la dumneata? N-am nimic împotrivă, dar dacă am lampă de veche. Core. l am văzut când am venit azi dimineață. Ce ai de făcut? Soneria de la intrare răsună lung. Cineva stătea cu degetul pe buton și se părea că n are de gând să-l ridice prea curând. Pavelescu se uită prin vizor, interesându-se inutil. Cine e? Poliția, deschideți! Maiorul Mihăescu, însoțit de un ofițer mai tânăr, îmbrățișă încăperea într-o singură privire. Un zâmbet festiv, lăbărțat, părea să-i înjumătățească fața. Scoase din buzunar două perechi de cătușe și le ridică în aer, făcându-le să zângăne. Domnilor detectivi! Pavelescu respira adânc, citând de asta dată un alt împărat celebru. Alea, jacta est! Și barem de le-aș fi aruncat eu! scumpă Lucreția. Te va surprinde felul afectos în care mă adresez ție, dar te asigur că o fac cu toată sinceritatea. Te-am îndrăgit din secunda când te-am cunoscut, presimțind în tine o aliată. Vedeai în mine viitoarea soția lui Adrian, iar perspectiva surâdea. Din păcate, cărțile s-au tăiat altfel decât ne-o doream noi. Ar mai trebui să adaug într-o justificare a acestui atât de intim, scumpă, că nu am pe nimeni care să-mi fie mai apropiat, căruia să-i pese câtuși de puțin de mine." Legătura cu fratele meu, ține strict de acte, mormântări și eventual testament. Nu-l acuz n-am fost mai bună ca el, ne-am văzut amândoi de viețile noastre, ignorându-ne ca un natural care nu mai lăsa loc altui sentiment. Sunt singură ca un om catapultat pe lună, așa m-am simțit de când mă știu, așa m-a găsit Adrian, când a intrat în viața mea. Făcând un bilanț de existență, anul petrecut împreună a fost cel mai fericit din câți mi-a fost dat să trăiesc. Primul și singurul an, când n-am mâncat singură sarmale de Crăciun, proza ei poate, da atât de semnificativ pentru mine, când am avut cu cine ciocni un nou roșu de paște, când mi s-a întâmplat să mă trezesc noaptea și să simt brațele unui bărbat încolocite în jurul meu. Am înuntecare care, într-o căsnicie consumată, plictisesc, obosesc chiar sau trec neobservate. Pentru mine, momente de extatică fericire. Adrian nu m-a iubit, dar se simțea bine cu mine. Învățasem cum să fac, ce să fac, ca să se simtă bine, eventual să-i lipsesc. Aveam un plus sprijinul tău și mi-închipuiam situația sub control. Totul era să nu forțez nota, să evit orice impresie de constrângere. În momentul acela, mâna, mâna care plimbă piesele pe ieșichierul vieții, face o mișcare neașteptare și mi ia regina, punând-o în loc pe Alina. Am detestat-o de la bun început. nu de mirare. Am realizat imediat faptul că, prin comparație cu ea, eu nu exist, nu pot constitui o rivală, nici adversar, nimic. Să născuse cu toate aturile în mână, fără să miște un singur deget. De partea mea, nu se afla decât speranța în bunul simț al lui Adrian, care nu își va pierde mințile după o fetiță. Și încă ceva intuit și apoi confirmat. Calina ascunde ceva ceva grav, important, un ceva care, odată descoperit, îl va ajuta pe Adrian să se dezmeticească. Eram naivă. Indiferent ce ar fi aflat despre Alina, mi-am dat seama ulterior, nu l-ar fi împiedicat să o iubească pe mai departe. Era un condamnat fără speranțe din clipa când a văzut-o. Ca să descoper acel ceva misterios, inavuabil, din trecutul Alinei, m-am adresat unei agenții de detectiv particulari. Din păcate, n-am nimerit unde trebuia. S-au străduit să mă servească, dar în cazul propus de mine era nevoie de ceva mai mult decât bunăvoință. Concret, situația i-a depășit și, după o lună de investigații, nu aflasem despre Alina nimic în plus față de ceea ce știam în prima zi. A urmat o ultimă întâlnire cu Adrian: întâlnirea de rămas bun, în care m-a anunțat că urmează să se căsătorească peste puține zile. Din nebună am devenit fiară, mă simțeam sfâșiată de gelozie, iar suferința era de neîndurat. În clipele acelea conștientizam acut că voi rămâne singură pentru totdeauna și supra-dimensionam drama acestui statut. Dar mai ales mă scotea din minți faptul că avusesem o șansă unică în 45 de ani și o ratasem din pricina intervenției blonde și diafane a Alinei. Ar fi putut pune gheara pe oricine, de ce trebuia să se oprească tocmai la omul meu? Ceea ce pentru ea reprezenta un capriciu pentru mine era vital. Am decis că Alina trebuie să moară înainte de a-și pune verigheta pe deget. Repede? Foarte repede. Sunt o ticăloasă? Puțin îmi pasă. Paginile acestea nu constituie o scuză, ci relatarea exactă a tragediei pe care am trăit-o. Am suferit, sufăr cum puțin ori femei pe lumea asta le-a fost dat. De ce? face parte din misterele Domnului. De altfel, intuiția nu m-a înșelat. Alina a fost o netrebnică primejdioasă, demnă de galeria bestiilor cu loc fruntaș alături de Lucreția Borgia sau Marchiza de Brinviller. Numai că ea folosea o travă mult mai subtilă. A ucis și nu odată, doar prin simplă existență și prezență. A meritat să moară. Pentru săvârșirea crimei, am solicitat ajutorul detectivilor despre care ți-am pomenit. Pavelescu, patronul, m-a refuzat categoric. Cel mai tânăr tăutul mi-a oferit o pistă. Și așa l-am cunoscut pe Sică Iordache, un pitic monstru apocaliptic, cum nu mai întâlnești decât în producțiile de ficțiune. Nu mi-am închipuit niciodată că există astfel de odioase accidente ale naturii. A acceptat afacerea pe loc contra unei sume colosale plătibilă în două rate, o jumătate înainte de asasinarea Alinei, cealaltă după. Am plecat să fac rost de bani. Trebuie să spun că întâlnirea cu piticul a constituit pentru mine un șoc. Am avut impresia că în mintea mea, pe care o simțeam ca o entitate concretă cețoasă, un bloc de întuneric se deschide dintr-o dată un coridor de luciditate. Nu eram mai puțin înverșunată împotriva Alinei. Ura mea e de nestins, chiar și acum, dincolo de mormântul ei, dar începusem din nou să raționez. Graba cu care Iordache acceptase comiterea unei crime fără cercetări prealabile, punea pe gânduri. La fel, comportamentul imprudent. Îi știam numele, adresa, cu ce se ocupă. Nu așa procedează un profesionist. O idee mi se înșurubase în minte și nu-mi dădea de pace. Aveam de-a face nu numai cu un ucigaș, ci și cu un excroc. Va încasa prima rată, pe nimic, după care mă va lichida. Totul era destul de tulbur în mintea mea și sub impresia acestor gânduri, întorcându-mă acasă, am lăsat un mesaj pe robot, ante datându-l, chipurile fusese înregistrat în drum spre domnul S și nu după ce îl vizitasem. Sub aceeași impresie ți-am trimis biletul în care scriam că mă simt în pericol de moarte. Și chiar așa era. Țin să subliniez că de fapt nu mi-era frică de moarte, cum nu mi-este nici acum, mi era doar teamă să nu mor înainte de a o pedepsi pe Alina. Dacă tot mi-era scris să mor, barem să fiu răzbunată și cu mulțumirea de a fi înlăturat năpârca din viața lui Adrian. Năpârcă! Folosam pentru prima dată termenul și cuvântul în sine m-a Nu mi se părea suficient, o știu doar eu. Trebuia să afle și Adrian în ce de femeie și investise cele mai prețioase sentimente. În variantă ideală, să o afle înainte de moartea ei înainte de a deveni martiră. Vedeam brusc lucrurile din altă perspectivă, trebuia să-mi reconsider planurile. După noapte de zbuciu, m-am ajuns la concluzia că e imperios obligatoriu să detectez misterul Alinei, să descoper cu orice preț se ascunde dincolo de poza de înger, cu propriile puteri, fiindcă nu mai aveam încredere în nimeni. Și ca să pot acționa liber, trebuia să dispar din propriul meu peisaj, în mi-am părăsit locuința cu câteva schimburi, periuța de dinți și carnetul de economii. Acolo am părăsit-o pentru totdeauna pe Ivona Axente, cea pe care ai cunoscut-o tu. Acum câțiva ani, fratele meu, despre care ți-am mai pomenit, intrând în posesia unei sume neașteptate de bani, s-a gândit să o investească, achiziționând o garsonieră lângă parcul de la Polivalentă. În perspectivă, va fi folosită de copiii lui deocamdată elevi de liceu când își vor face studiile la București. Mi-a dat cheile în păstrare, rugându-mă să trec din când în când să văd dacă lucrurile sunt în ordine. M-am instalat aici și prima grijă a fost să-mi schimb complet înfățișarea. Citim despre astfel de lucruri în romane, în genere, nu de cea mai bună calitate și zâmbim ironic. Dinaintea unei priviri atente, nimeni nu poate trece drept altul travestiuri, machiaj, ochelare, etc., nu înșală decât an pasant și pentru puțin timp. Cu mine însă lucrurile stau altfel. N-a trebuit să adaug, ci să scot. Am o figură lipsită de relief, fără trăsături caracterizate, pe care încă din adolescență am încercat să o individualizez cu trucuri de machiaj și competența coaforului. Am renunțat la fond de ten, dermatograf ruj și cu fața spălată, mai ales fără sprâncene, am redevenit ceea ce fusesem dintotdeauna, o figură incoloră, banală, pe care nu reușești niciodată să o recompui din memorie, iar în fotografii pare scoasă dintr-o baie de leșie. Odată cu fardurile s-a dus și părul blond, absolut incompatibil cu femeia neînsemnată de condiție modestă, drept care vroiam să trec. M-am făcut șatenă, acel odios șaten mijlociu, adoptat cu convingere de toate femeile mijlocii, sărite din 40 de ani. Mi-am tăiat unghiile până în carne, m-am îmbrăcat ca o disponibilizată care cunoscuse și zile mai bune și m-am uitat în oglindă. Cu toată suferința mea am avut o clipă de amuzament, parcă intrasem într-un joc și m-am simțit mulțumită. Eu însumi nu mă recunoșteam. Eram tot atât de departe de distinsa doamnă Ivona Axente, economist principal la o firmă prosperă, ca o pereche de opinși de conduri mărgelați ai ducesei alba. Chiar în aceeași zi m-am pus pe treabă. Am închiriat o dace destul de uzată și am început să o urmăresc pe Alina. Nefiind profesionistă, am întâmpinat unele dificultăți, mai ales că am constatat-o repede, Alina mai avea două umbre, una fixă, un vecin bătrân care nu își dezlipea ochii de ferestrele și curtea ei, cealaltă mobilă, gogută utu. Întreagăt fie spus, prezența continuă a detectivului pe traseul Alinei m-a bucurat. Însemna că și ei bănuiau ceva în plus peste ceea ce aflaseră. Eram pe drumul cel bun. Se apropia vertiginos data căsătoriei, nu mai aveam cum să o împiedic, dar nu mai conta. M-am descoperirea secretului Alinei devenise un scop în sine și aveam impresia că aceasta va rezolva totul, indiferent de trecerea cuplului pe la primărie. Două elemente erau de reținut. În preziu anunții, Alina o vizitase pe Bianca Vizantis, o bătrână și excentrică doamnă. Pe aceeași doamnă și în același interval de timp o vizitase și Sică Iordache, însoțit de un soi de zeiță enormă despre care ulterior am aflat era soția lui surdomută. Începeam să întrevăd o combinație tenebroasă, înfricoșătoare. A urmat căsătoria civilă. Am asistat, strecurat într-un grup venit pentru alți miri. Te-am văzut, Lucrețio elegantă și consternată în depiesul tău griperl, încercând să faci față decent unei ceremonii care ți se părea o farsă. Adrian era atât de fericit încât expresia devenise imbecilă. Semăna cu un ierbivor, l-am iubit și mai tare. Alina, în rochița ei de castă, principesă, era un vis. Am urât-o. Nu se putea mai aprig, mai pătimaș. După plecarea lor în voiaj de nunt, am încercat să găsesc o cale pentru a mă apropia de Bianca Vizantis. La vremea aceea nu știam nimic despre ea, doar atât că făcea parte din cercul atât de restrâns al Alinei. Mai exact, singura persoană, cu excepția lui Adrian, cu care avea legături. Faptul că în același perimetru se mai perindau și soții ordache o făceau să devină acut interesantă. Două zile la rând i-am spionat locuința, constatând că e o casă închisă. La ferestre zăreau figuri vesele, toate tinere, se auzeau muzică, râsete fericite, dar vizitatorii erau puțini, oscilând spre inexistent. În același timp am făcut investigații prin cartier și ca totdeauna cei mai utili informatori s-au dovedit a fi furnizorii. Relațiile le ceram pe față, fără reticențe, apelând la un pretext că se poate de actual. Sunt o văduvă sărmană, disponibilizată, încă n de pensie, caute lucru. Poate știu dumnealor o casă mai ortomană care are nevoie de femeie de serviciu. În unanimitate, de la vânzătorul de ziare și brutar, până la patronul măcelăriei, m-au îndrumat spre doamna Vizantis ca fiind cea mai pricopsită din zonă. Cu acest prilej am aflat câte ceva despre bătrână. Ținea un soi de pensiune pentru fetițe și domnișoare, o casă cu inși mulți, vezi bine, numai pâine se cumpăra 80 în fiecare zi, 5-6 kg de portocale, cât o pulpă întreagă de porc. Doamna Vizanti se bucura de o presă foarte bună în cartier, era binevoitoare și populară, fetele din îngrijirea ei foarte bine crescute. Patroana gogoșeriei cel puțin era în extaz. N-am mai pomenit copii atât de politico și cu minți. o plăcere doar să te uiți la fetițele alea. Am o nepoțică de la fie mea, mi-ar plăcea să o dau la școala asta, dar aud că cere scump. Acum vezi și dumneata încercarea moarte nare. Dacă vrei, îi vorbesc eu despre dumneata, mă am bine cu doamna Bianca. De la mine cumpără gogo -go și pizza. Te vă femeia mărătă și cum se cade, n-am de ce să nu te ajut. Într-adevăr, ea m-a recomandat și așa am ajuns în serviciul bătrânei care ducea lipsa unei femei bune la toate. După cum știi, sunt o gospodină excelentă, gătesc gustos, calc, admirabil, mă pricep puțin și la cusut. Idiota de mine mi închipuiam cândva că fleacurile astea îl vor duce pe Adrian direct la primărie și mă omoram să-i ofer mostre cât mai convingătoare în vreme ce Alina presupun că nu știe să fiarbă un nou. Bref, în câteva zile, doamna Vizantis se felicita, spunându-și că nu putea face o alegere mai bună. M-a uns șefă peste bucătăreasă și celelalte trei, să le zic cameriste, având a primi ordine doar de la căpetenia personalului un tătar, Iusuf. Și uite așa, am intrat slugă la școala de curve a Biancăi, Vizantis. Da, scumpa mea, ai citit bine? Școală de târfe calificată. Aici a făcut studiile miracolul vieții lui Adrian, îngerul lui cast, inegalabila și irepetabila noastră Alina. Lucreția lăsă paginile să-i cadă în poale. Era o scrisoare cu tremurătoare, iar ceea ce afla din fiecare rând depășa cu mult pragul ei de înțelegere, ieșea din parametrii în care și închipuise viața, demola limitele rezistenței ei, potențialul de suportabil în fața unor adevăruri crude și odioase. Alina, adorata lui Adi, cocotă de înaltă clasă, stilată și stilizată în parohia unei codoașe bătrâne. Lecții de pian, de dans și de limbi străine, dar și de anatomie sexuală, de striptease, exerciții pe manechine nu de bărbați, ore de conversație erotică, de flirt aplicat la un gen sau altul de partener, hărți sexy ca de acupunctură, precis în zonele sensibile, casete porno. Cum să dezbraci un mascul ca să îl scoți din minți încă înainte de a ajunge în pat, cum să gemi ce o să-i să aduci falusului și cum să-l adori, apoi examenele care aveau loc pe viu cu hojmălăi de pravați mai pretențioși ca un pașă care dădeau note în aplauzele asistenței. Clișeele se amestecau în capul lucreției, era o pură de felul ei și chiar dacă ar fi fost măritată 50 de ani și nu doar trei și ar fi avut o duzină de copii, ar fi rămas la fel. Stricăciune calificată, depravare cu diplomă, uite așa ceva, nu i-ar fi trecut niciodată prin minte. În ciuda colebilului, senzația de vomă persista și și făcu un ceai în care stoarse două lămâi. Era furioasă pe Ivona. De ce naiba n o lăsase pe Alina să-și ducă secretul în mormânt? Cui serveau aceste relevări? În ce fel schimbau ele situația? Cine o regreta pe Alina și trebuia adus la realitate, deschizându-i se ochii. Ei, lucreției, toate murdăriile astea îi făceau rău. Îl compătimea pe frate sau și mai mult, îl plângea și mai sfâșietor, descoperind la cu icoană întinată, la ce altar ticălos și închinase întreaga lui ființă. Bine că se prăpădise înainte de a o fi aflat, că pleca cu alina lui în inimă așa cum o știa și o iubea el. Cine spune că servitorii sunt dușmani plătiți, nu se înșală, sau dacă nu sunt acum, imediat pot deveni oricând, e la latitudinea lor, cât de închis ar fi stăpânul, cât de discret și precaut pentru slugi nu există secrete. Știu tot, de la câte perechi de izmene schimbă pe săptămână, până la sertarul unde sunt încuiate comorile casei sau de câte ori pe săptămână face dragoste. Bianca Vizantis nu e o neroadă, iar viața furtunoasă pe care a dus-o a făcut-o prudentă, vicleană, abilă. În ce mă privește, nu s-o mare isteață, șmecheră nici atâta. Și totuși, fiind doar atentă la ce se petrece în jurul meu, în mai puțin de două săptămâni știam mai totul din ceea ce Bianca n-ar fi vrut să știu. Am înțeles de pildă că și Liana, soția piticului, absolvise școala de animatoare a bătrânei, unde întreagă, fie spus, poți întâlni și fete cu diverse handicapuri fizice. Există și o micuță cocoșată, pregătite pentru gusturile perverse ale celor dintre cei mai perverși viitori clienți. Au rămas prietene și colaboratoare, Elevele, biancăi, să zic, mai mijlociu dotate, ajung în bordelul Ianei Iordache, unde Alina, rezervată marilor lovituri, n-a pășit niciodată. Pe de altă parte, Piticul, sponsorizând gras pensionul, e socotit marele patron cu drept de veto. El a condamnat-o fără drept de apel pe Alina, înainte ca eu să fi nimerit în această haznă de ticăloși. Asta nu mă scuză cu nimic, declar încă o dată, răspicat, că i-am dorit din tot sufletul moartea și mă bucur în aceeași măsură că a ajuns în pământ împlinindu-se un act de justiție. De altfel, existam și eu pe lista lui Iordache, doar că avusesem inspirația să dispar la timp. Știu că a fost tot timpul îngrijorat din cauza mea, m-a căutat sistematic la serviciu, multă vreme mi-a ținut apartamentul sub observație. Amănuntele le-am aflat prins în frânturi de discuții între Bianca și o oarecare Vicky, altă poamă din pepiniera de cocote. Ținând seama de evenimentele prin care am trecut în vremea din urmă, am ajuns la descoperirea unui adevăr vechi de când lumea, dar propria experiență rămâne revelație că, în fond, nu ajungem să ne cunoaștem niciodată. Nu m-aș fi închipuit niciodată subiect de coșmar, coșmar trăit, nu visat, nu mă imaginam comițând fapte abdominabile. Am fost o femeie cu adevărat cum se cade și pot susține, chiar în fața lui Dumnezeu, că în 45 de ani n-am spus nici măcar o minciună rea care să afecteze sau să dăuneze cuiva. Singura mea crimă este că am iubit cu disperare, pierzându-mi rațiunea, iar azi, din lanțul de ticăloșii acumulate, îmi pot face salbă. Nu sunt mândră, dar nici nu regret nimic. A, o singură faptă creștinească, Bianca Vizantis nu-i poate ierta piticului moarte Alinei, ucenica ei cea mai iubită. În clipa de față, Iordache e mort. A fost împușcat al alter noaptea undeva pe lângă București. Bătrâna Vizanti s-a manipulat lucrurile în asemenea fel încât Gogu Tăutu să pară autorul crimei. Nota bene, detectivul era trecut și el pe lista neagră a lui Iordache. Un suspect convingător care i-a luat-o înainte piticului apăsând primul pe așa cum se reglează conturile între bandiți. Sunt însă aspecte care pe tine te interesează mai puțin. Detaliile le-am trecut în scrisoarea adresată poliției. Nu sunt cu nimic obligat agenției de detectivi care în fond m-a dat pe mâna lui Iordache, dar rămășița mea de omenie mă împiedică să las un nevinovat să putrezească în pușcărie. Cel care l-a împușcat pe sică Iordache este Iusuf omul de încredere al bătrânei Vizantis. Am simțit nevoia să mă descătușez, să mă eliberez. Ești unica persoană din lume pe care ar interesa o eventual ceea ce am de spus. Și tot n-am să înțeleg cum poate fi cineva absolut singur pe o hartă, pe o planetă cu miliarde de oameni. Repet, nu mă mândresc cu cele săvârșite, dar nici nu mă căiesc. Un singur regret vag ca o umbră cu impresia unei urme lăsate pe cer de o pasăre în zbor. Că lucrurile s-ar fi putut întâmpla altfel. Norocul nu-i un câine în lanț să-l tragi după tine. O știm și totuși toată viața ne petrecem căut în lanțuri de nădejde. Eu am ostenit. Să caut, să simt, să mă doară. Nu-mi rămâne decât să dispar. Ție rămas bun. Ivona. În ușa agenției cu un sentiment de ușurare, conștient că o face pentru ultima oară. Ajunși în stradă, privind jur și chicotind poznaș, a zvârli cheile peste umăr. Gogu îl urmărea amuzat. Asta ce-ar vrea să însemne? Basta și end, exclamă Pavelescu. Ajunge și gata, am isprăvit holmesiada. Dacă vrei și ai combustie, poți lua în fiecare zi viața de la capăt. Corsicanul? Pavelescu se împunse cu degetul în piept. Ia lomițeanul! Și cum ai de gând să faci chestia asta? Întâi îmi iau o vacanță, sim nevoia să mă odihnesc. Pe urmă mă gândesc la o afacere cu jocuri mecanice. Ne mai riscuri tot confortul. Fleții bagă fisa în aparat și o adun banii. Cred, râse Gogu, că ai o imagine cam luminoasă despre business cu pricina. Tu ce ai de gând? Cocu ridică din numeri. Ha, barnam. Sincer, nu știa și nici nu-i păsa. Se despărțiră cu relativă emoție în capul bulevardului, făcându-și promisiuni ca doi oameni care s-au cunoscut într-un concediu, promisiuni care de regulă uitate la primul colț de stradă nu se onorează niciodată. O luară în direcții diferite, doi pietoni anonimi cu itinerarii anonime, dizolvându-se în anonimatul străzii. Ieșind din biserică, Lucreția s-a oprit la standul cu morți, cum îi auzise pe Miloș vorbind între ei. A prins o lumânare pentru Adrian, a doua pentru Alina. și scurt, apoi a prins încă una. A treia. Un câine de pripas îi adulme poalele paltonului, încurcându-i se printre picioare. Lucreția scotoci în geantă și i-a zvârli un biscuit. Să fie și de sufletul piticului. Sfârșit! Aici se termină cartea Telefonul din bikini. Trebuie să recunosc că mi-a plăcut extraordinar de mult. Sincer, cred că se bate la locul 1-2 până acum din cărțile mele preferate. Mi-a plăcut enorm. Sper că și dumneavoastră v-a plăcut. Uh, bun. Uh, de mâine vom începe întâlnirea la Elise. Ce vreau să vă spun, Remarca că are vreo 350 de pagini, deci probabil și aceasta va avea mai multe, mai multe părți. Încă nu-mi dau seama exact cât de mari sunt paginile, ca să spun așa, dar oricum să ne așteptăm să aibă undeva 10-12 părți. Uh, și am constatat că, totuși, în afară de o întâlnire la Elise, mai este o carte care nu am citit o, care se numește Am florit liliacul. Așa că ideea mea ar fi să citim acum Întâlnirea la Elise, apoi Am florit liliacul, după care vine seria istorică, nea da, care vor fi în ordine, de la primul la ultimul, deci acolo nu avem ce vota. Când vom fi la ultimul roman, vom vota următorul scriitor sau următoarele cărți, vedem exact la momentul respectiv, eu am deja o listă și vom vedea, vom vedea atunci exact ce, ce veți alege. Vă mulțumesc tare mult că îmi sunteți alături, vă mulțumesc pentru mesaje. Stați liniștiți că nu ne oprim din citit, deci nu vă faceți griji, <laughs> nu e cazul să-mi să spuneți în mesaje, nu e nicio problemă, nu ne oprim din citit. Din potrivă, în scurtă vreme, probabil că voi avea mai multe surprize. Țineți în pumnii să-mi iasă niște pasențe așa cum vreau eu și atunci vom avea mult mai mult de citit. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături, că scrieți atât de frumos, că trimiteți mesaje minunate, că mă simt efectiv între prieteni cu dumneavoastră. Și dacă v-a plăcut, aștept să dați un like, bineînțeles un comentariu, un subscribe la canal, în cazul în care nu ați făcut-o deja, și până data viitoare să ne auzim cu bine, cu mare drag! La revedere!